Fantomie vere. Zacalor, ce faceți? Sigur că, dar e normal să vă întrebați de ce am un tricou de ăsta în mijlocul verii. Aproape eu port aici Crăciun fericit cu freza asta, zici că sunt prințul Charles. Ei, așa sunt eu. Mai așa. Astăzi o să dăm un ochișor la reclame românești amuzante, pentru că cu siguranță sunt amuzante și mai sunt și românești. Cred că o să mă și pe mine de râs. Nu mai pot aici. Aici mă îngropați de râs. Nu o să mai pot. Și mai sunt și românești, deci cred că trezesc blocul. Deci moare lumea aici de râs. Bă, veniți vecini la mine, că râdem la reclame. Așa o să fie. Vă zic să activați clopoțelul, frate, că postăm în fiecare miercuri și sâmbătă, mă rog, așa încerc. Nu vă zic să vă abonați, că mie nu-mi să înfire să vă abonați. Dacă vreți, vă abonați. Dacă nu, hai să trecem la clip și punct. Știți ce? Nici nu mai stau la discuții, îmi pun căștile pe cap. Prințul Charles le acționează la reclame românești. At Romanian S. Știi că Prințul Charles English, you know? Ia, let's go, ia! Bă, dar mai văzut-o pe asta, mă? Eu uite-o pe... Uleu, vere, de-te așa unde stă. Uai, ești prost să merg până așa până oraș. Ce mare. Bă, dar la asta ne-am mai uitat, bă, ne-am... Bă, la asta ne-am mai uitat acum un an sau ceva în genul. Bine. Grăbești? Da, nu mă grăbesc. Oscar Cremă. Mm-hmm. Dai un strat și ai terminat. Foarte tare. Nu o să folosesc niciodată. E bine așa? Băleu. 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 Păi dacă ți-o pus Carpatina omul pe față... Teleshopping. Da. Pentru ia. Părinții care vor mai mult timp, am lansat jocurile okay. Carpatina, o colecție unică ce va ține copiii ocupați pentru mult timp. Băleu, să nu spune că mai detergent. Cum ar fi jocul educativ în cât timp îngheață apa. Wow. Cunoscutul joc de răbdare, cât un pic, pic, pic. Sau popularul se distrează copiii. Încercați chiar acum. Ia uite. Ia uite cum stau ăștia în pat. Timp liber, așa cum aveți la 20 de ani. Jocurile Carpatina. Prezentată de Carpatina, spirit tânăr. Uai, stați un pic, adică mă merge să... Stai un pic. Bă, nu mai poate Prințul Charles de râs, adică m-am uitat la o reclamă cum ăștia au făcut un joc cu apă, gen cu apă, știi? Adică să lași copilul să joace cu apă, să vezi când îngheață apa sau cât apă mai e, despre asta era jocul sau am înțeles eu greșit. Deci în concluzie, au făcut o reclamă la apă și una o lua din frigider, o vezi de cât, în cât timp îngheață, una cât timp fierbe, e distractiv, mă joc cu apa, mă joc cu degetele și cum le jucam cu flării, era aceeași chestie. Ia, hai ca asta sigur e bună, ia. Apă vechi luăm, monitoare cu tub luăm. Mause, scoate mâna din riciclebin, că n-am upgradat și noi. 4-6 luați? Luăm, șef. TFT-ul, trec și ia calculatorul, domnul. Luăm, șef. Diflop, din. Imprimante cu acel. Am înțeles. Monitoare cu tub luăm. Ia, stai, la ce? Acum e mai simplu să ții un calculator. Altex, cel mai mic preț din România. Efectiv sunt complet dezamăgit de Altex. Adică când au făcut reclama asta, mă, în 1800? Bă, la ce Dumnezeu m-am uitat, mă, n-am înțeles asta. Oameni, bă, cum e românul la reclame, bă, cum trebuie să... Adică, bă, eu mă gândesc cine face, bă, reclamele astea, bă. Bă, deci sunt unii, bă, te pun să spui niște chestii. Adică eu ce am putut să înțeleg, bă, din reclama aia? Când niște oameni de așa, hai că luăm calculatoare și ăla vine dacă lua și ăla calculator și de fapt nu. Trebuie să duci la Altex, să zic, era logic, adică cum să-ți iei de la așa, când poți iei de la... Adică era logic. Continuăm cu... Ia. Auzi, vă, Urico, cine mi-a luat 4 sa de farduri? Ia, fă ce apa asta. De ce? Pentru că atunci când se fac, te transformi într-o pițipoană. Ce? Better. Ce? Much better. Ești tu când ți-e foame. Ceapă naturală de la țară. Acum pot să stau jos. Bă, e o parodie, nu? Asta e o parodie, nu? Bă, oare Prințul Charles de râs, bă, nu mai pot aici, vă rog eu frumos. Dar cred că nu mai pot de cald de la șemineu ăsta. Stai așa un pic, că nu mai... Un pic, vă rog eu frumos. Aileu, ia zăule, nu, că nu... Știi, nu, e mor de cald, nu de râs. Bă, dar ce avea mama? Match better. Mă rog, pentru existența, cred că cea mai bună reclamă parodie mai vreau dată. Ia fă ceapă asta. Pentru că atunci când se foame, te transformi într-o pic. Te transformi într-o pic de punk. Ia mă, 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 hop. Better. Better. Much better. Match better. Match better. Tare, tare. Ceapă naturală de la țară. Tare, cred că acum e o parodie. Tare, tare asta, da. Bun, la următoarea. Bună, familie, toată lumea a făcut asta. Bună, ce mă uit? Bunica și bunicul. Bă, stai pe YouTube. Mama,
cu tata. Verișor. Și cum eu. Valeu. Cu gelcuț. Valeu. La ce mod? Wow, valeu. Karma reflecție. Te scoală din... Uai, wow, astea au fost pe TV, bă. Bă, pornograficilor, mă. Video... Bă, băi! Valeu. Valeu. Aaaa! Am mai văzut-o, bă, pe asta video... Aaaa! Ai fost minte, băiețași? Ia, fiți atenți aici. Am mai văzut-o. Nu, n-am fost. Recunosc. Și? Ce făcut băieții care nu sunt cu minți? Bătăiță! Aaaa, bătăiță! Ia. Tanti Viorica? Eu sunt tanti, v-am recunoscut după pata de igrasie din sufragerie. Igrasia te afectează, scapă definitiv de ea cu igrasie. Wow, aleu. Bă, vedeți, bă, cât de important e, mă, să nu aveți, voi vă dați seama. Bă, uite, doamne, uite, bine că mi-a, bă, poate mai intram, bă, din greșeală și tot intri pe un site de ăsta și ți se, bă, dar la școala online, bă, intri din greșeală. Vedeți ăștia, mă, mucegai, mă, te cunosc după mucegai. Nu, de asta trebuie să luăm igrastop. Că se vede. Nu pot să mimez, că am mai văzut-o, am mai știut-o, am mai văzut-o acum un an. Cred că așa, oare așa am reacționat și atunci. Nu, pe bune, să lăsați în comentarii câți ani aveți, că eu să vă citesc toate comentariile și dau inimă, bă. Într-o zi o să ajungeți și voi, bă, la fel de bătrân ca mine, bă, că și eu aveam cândva 12 ani și acum mă trezesc că am 21 în vară, bă. Să nu vă mai zic, bă, că am postat o poză pe Insta, deci am postat și o poză pe Insta și fii atent care au fost comentariile. Ce ai îmbătrânit? Wow, ai îmbătrânit. Moșule, ce tânăr ești. Asta e bună, asta e bună. Nic, de ce arăți ca la 40? Ai mai îmbătrânit, bre. Ce bătrân pare. Ce față de bătrân ai. Ăștia sunt oamenii, bei, bă. Postez și o poză pe... Așa se... Vă iubesc, bă. Vă iubesc, bă. Suntem așa suntem, bă. Să vă duceți și voi să lăsați comentarii la poza aia, bă. Să vedem cât de bătrân sunt, bă. Că nu mai știu că am bătrânit. Dar n-am îmbătrânit, bă. La ce, mă? La reclame românești. Ia. Hop, ia, fratele, comanda. Ia, fii atent că ai pus-o, vere. Ia. Ce pui acolo? Costele. M-au... Ia, ce că-i tablou ăsta, ia uitați-vă aici, ce că-i tablou, efect de la ea, să zici, ia, hop, din perspectiva tabloului, ia uite-l, hop, bun, 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 ia, ia, dar ce face vărul ăla, dar ce, ia leu, vă leu, fantome vere, aoleu, vă leu, bă, vă leu, la ce reclamă asta, verișorule? Crai? Mai bine cumpără două? Melaci! Melaci! Bă, stă o pauză! Men, men! Men s-a aruncat pe pe geam cu o mână, așa, știi, ca sportivii, ca parcuriștii. La ce m-am uitat, vere, dar cum a țipat să... Aaaa! Bă, cum Dumnezeu, bă, fac români? Adică cum se gândesc, bă, la reclame de-astea? Că numai la noi vezi de-astea, bă. Bă, poate ori mai fi și în America, bă, dar la ea sunt așa mai subtil, mai scurte, mai, dar la noi așa, o babă se aruncă, altele vorbesc la telefon, beau lămâie cu apă, de-astea. Hai să o vedem pe asta, ia, fii atent aici, ia. Te rog, romule, nu mai dezamăgi. Ia, uite, am mâncat acum, așa mai ce se întâmplă. Hop, razis, ia. Uite ce zâmbești. Ei, na, ei, na, ei, na, la ce te gândești? Wow. Bă, ce melodie asta? Se moară dușmanii mei. Mai mănânc o gură? Senzații românești. Numai România nu era. La noi, la România, la apă, știi cum e? O fi senzații tari românești, vere, dar la noi nu găsești apă la mare, găsești alge, adică la noi e full așa. Nici pe asta n-am înțeles, dar continuăm. Eu zic că orice Uberman are nevoie de un Uber bulldozer ca ăsta. Uber lamă de oțel de 4 metri și 46 de tone forță brută. Man. Motorizare diesel de 375 de cai. Man. 2700 presiune în pistoane. La ce? Am lăsat numărul meu de telefon pe aici, pe undeva. La fiecare comandă fermă, ești cu un pas mai aproape de marele preț. What the fuck? O pungă mare, mare, mare de alune, Ubernuts. Mai multe comenzi, mai multe șanse de câștig. Ubernuts. Gustul nostru. Ce mă uit?
Băi, omule, la ce salte? Băi, vă dați seama, bă, că sunt producători și regizori și scenariști, bă, care chiar au dus reclama asta la capăt. Iu, sigur ai vrea să cumperi Uber alune de la Uber basculanta asta. Iu, Prințul Charles, cu siguranță vrei Uber bascule să cumperi Uber alune. Poate fi eu prost, bă, și nu înțeleg, dar asta e problema la reclame, bă, gen, nu trebuie să te gândești la el. Gen, când vezi o reclamă, nu trebuie să stai de gândești, mamă, ce a vrut să zică de fapt. Nu, bă, o reclamă trebuie ținte din prima minte să fie ok, nu, da, bă, să aruncă baba pe geamere. Să aruncă baba pe geam cu o mână, ca parcuristul. Ce-am înțeles? Să continuăm. Ce mai sărbătorim noi astăzi? Ia. Cum adică ce mai sărbătorim azi? Ia. Păi azi e ziua lui Cichician. Nu fie notată în calendare, dar e notată aici, la mine în suflet. E Cichician. Da. Bă! Cicicane, cicicane! Da! Bă, textele astea de la final, bă, mă omoară, bă, nu mai, mă omoară. Patriot să fie, că motive de sărbătoare se găsesc. Cremoșul ăla, cicicare, cicicare. Dai seama, numai, cred că omul numai la Cichicianu se gândea vere. Se gândea vere, hai să dăm o neacă dușca asta, că nu mai pom, e poftă de mor. România, mai aveți chef să ne mai uităm? Ne mai uităm o dată, să ne mai dăm măcar să terminăm clipul. Ne dăm daună. Ia uite, înainte de coronavirus, așa eram toți. Ia uite, ea ce a dat-o. Ia rupt-o. Ua! Ce-am văzut? Dăduie, a văzut umbrela. Man. Internet pentru toată lumea de la ClickNet. Toap, ce ăsta? Dăduie! A nebunit Prințul Charles, bă, am înnebunit. Nu mai pom, mă doare capul, bă. Nu, ca să zicem că voi aveați așa o firmă de internet de asta. Nu așa, că tu erai în Telecom așa, știi? Și erai tu acolo șeful, bossul, erai regizor, așa. Ziceai, bă, uite, cred că merge o doamnă și cred că ar fi cea mai bună idee. Mamă, dă un cot asta, vine o babă, ce Dăduie! Ți-o găsut asta cu care, știi, mă înțelegi? Și de-aia lumea o să-și ia o să vină la așa, să ne ia internet de la noi pe telefon, ca acum să-și comande online, să nu mă... Bă, ce tare, bă, e prea bună reclamă, cum de nu m-am gândit, vere? Uite, te fac șef de promoție, ești angajatul lunii. Cam asta e, bă, să activați și voi clopoțelul ăla, că nu vorbesc degeaba, nu se trimit notificări, bă, din YouTube și e pentru mine, bă, pentru mine, bă. Da, bă, și acolo, cam ăsta au fost clipul Beța pe multă, faceți pormul și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat, bă. Pa, bă.